orizontul de timp, eu cred că ați văzut, din moment ce vrem să trecem combustibilul de pe cărbune pe gaz și vorbim de 2030, cred că nu se pune problema de un orizont de timp apropiat sau foarte, foarte îndepărtat. Vorbim de neutralitate în 2050. Eu cred că avem suficient timp. Problema este de fereastra de oportunitate cu privire la extracția gazelor din Marea Neagră. Ați văzut, Banca Europeană de Investiții nu mai finanțează la sfârșitul 2021 proiecte pe bază de gaz. Asta înseamnă că undeva în Europa se discută și acest lucru, și pentru a putea să le scoate și a putea să le folosim avem nevoie de finanțări.